Bună seara! Sunteți la UMFST Live și în ediția UMFST Internațional de astăzi vom discuta despre programul Erasmus și despre toate oportunitățile oferite de acesta, un program care deschide noi orizonturi pentru studenți, cadre didactice, personal administrativ. Invitatul nostru din această seară este domnul asistent universitar dr. Bogdan Bacos, cadru didactic la Facultatea de Economie și Drept. Alături de care vom discuta despre avantajele programului Erasmus și sunt foarte multe. Amintim printre acestea îmbunătățirea cunoștințelor lingvistice, descoperirea de noi culturi și tradiții, dobândirea de experiențe într-o țară străină. Așadar, sunt multe și discutăm pe larg în minutele următoare. Bună seara, vine ați venit la UMFST Live! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc și doamnei profesor Mihaela Cardoș pentru propunere și totodată vreau să-i mulțumesc și doamnei profesor coordonator care practic m-a propulsat să ajung aici din funcția de asistent universitar doamna uh, Gabor Rozalia uh, și chiar mă bucur, mă bucur și pentru emoțiile de a fi, de a fi în studio aici să vorbesc despre Erasmus și puțin despre activitatea mea și Sper ca informațiile pe care le vom transmite să, să fie de ajutor ascultătorilor. Cu siguranță așa va fi și vă propun să începem tocmai printr-o prezentare a dumneavoastră și a activității pe care o desfășurați, astfel încât să vă cunoască mai bine cei care ne urmăresc acum. Da, după cum spuneai, sunt Bogdan Ivan Bacoș, sunt asistent universitar în cadrul Facultății de Economie și Drept. Mi-am finalizat un doctorat în domeniul de inginerie și management și sunt proaspăt înscris la al doilea doctorat pe domeniul de administrare a afacerilor. Am terminat și studiile tot la Facultatea de Economie și Drept, atât la nivel de licență cât și la nivel de master, iar pe urmă am devenit asistent, practic m-am ridicat din bancă și m-am pus în fața studenților. Pe lângă asta sunt, sunt pasionat și de alte domenii, cum ar fi informatica medicală, pe care tot și-o predau, și biostatistică medicală o predau atât aici cât și la filiala din Hamburg. Mai am și alte domenii de interes și vreau să amintesc aici turismul, pentru că toți suntem la o emisiune legată de Erasmus și Erasmus este despre a călători. Fapt care că m-a și dus prin multe, destul de multe țări, atât prin program Erasmus, cât și prin pasiunea mea de a călători și de a dezvolta ceva în domeniul turismului. Cum a fost parcursul profesional, trecerea aceasta de la student, imediat cadru didactic? De carne de suflet ați fost anul trecut, de fapt anul acesta, anul trecut universitar. Da. Un cadru didactic apreciat de studenți, îndrăgit, poate că și pentru că sunteți tânăr și transmiteți o oarecare energie studenților. Cum a fost parcursul? Încep așa printr-o povestioară foarte, foarte pe scurt despre primul meu seminar pe care l-am avut, era la anul 3 și mă gândeam, aveam emoții, mă gândeam oare ce pot să fac, cum cum pot să mă descriu, cum ce să fac la primul meu seminar și am zis bun, m-am pus în bancă, eram primul ajuns în sală, m-am pus în bancă și am așteptat și veneau studenții, veneau, salut, 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 ești nou, zic da, sunt nou. Uh, și la un moment dat când am văzut că a venit toți, m-am ridicat din bancă, m-am dus în fața lor și am zis bună ziua, eu sunt Bogdan, voi fi profesorul vostru, Circumstanțele fac ca eu astăzi să fiu în fața voastră, uh, dar vreau să mă vedeți ca pe un coleg, pentru că sunt poate cu puțin mai mare, am 25 de ani, erau în clasă chiar cu oameni mai în vârstă decât mine uh, și așa am început. De acolo și până la... Uh, Citatul pe care eu le spun studenților mei, ne educăm împreună, a fost doar o poveste, așa vreau eu să o numesc, că a fost totul superb. Am obținut chiar două, două, două titluri de decan de suflet, una a fost chiar în primul an al universitar, ceea ce m-a ajutat, însemna, că, însemna pentru mine că fac bine ce, ce fac și poate și de asta continui, continui să, să fiu profesor și, mă rog, asistent și m-am înscris la al doilea doctorat. A fost, a fost, o perioadă foarte, foarte interesantă. Nu mă vedeam să fiu în fața studenților, dar odată aflându-mă acolo, vroiam, voiam să exprim și să, să, le, să, le, ofer studenților cât mai multe, să caut cât mai multă interdisciplinaritate între materii și să vin cu cât mai multe, cât mai multe o, opțiuni, să vin cu noutăți, să fac ceva nou față de ce am făcut eu în anii de studiu și atunci probabil asta m-a și poate clasat în, în, nu știu, în sufletul studenților, ceea ce mă bucură și am și astăzi o comunitate destul de mare de studenți, tot prin grupuri de ne educăm împreună, prin care chiar dacă au finalizat studiile, noi încă menținem legătura și le promovez experiențe, și oportunități, inclusiv Erasmus. Apropo, da, apropo de oportunități, am observat și noi că mereu ați promovat acest program, programul Erasmus, și ați încurajat studenții să fructifice fiecare oportunitate și ce cât de mult îi ajută pe ei aceste experiențe și mai ales și din experiența proprie, cum v-a ajutat experiența Erasmus. Chiar recent ați fost într-o mobilitate. Să ne spuneți cum a fost. Eu sunt probabil fericitul câștigător, cred că aproape tuturor experiențelor Erasmus am fost într-o mobilitate de studiu, ca și student la nivel de licență, pe urmă am fost în mobilitate de practică la licență, pe urmă la masterat am fost în două mobilități de practică, la doctorat am mai fost într-o mobilitate de practică, iar pe urmă ca și cadru universitar, am, am, am avut o mobilitate de teaching, de, de predare. Care a fost chiar anul acesta, și o mobilitate de staff training, mobility, adică de o pregătire în, în anumit domeniu la, un, o la o asociație. Ultimele două experiențe care au fost în acest an au fost cumva inedite pentru că veneau dintr-o altă postură. Eram un reprezentant, practic, atât al universității, cât și a. Mă simțeam un reprezentant al României pentru că am fost în două locații unde sau în două universități unde nu prea au fost alte cadre din România înainte. Așa că m-am simțit atât un promotor al României, cât și al Târgu Mureșului și a universității noastre. Dar ca să încep de la cum m-au ajutat pe mine aceste experiențe, cred că viața mi s-a schimbat aproape radical după prima experiență Erasmus, după mobilitatea pe care am făcut-o în Austria, de studii de șase luni. Pentru că acolo, practic, am început să mă autodepășesc, să testez limitele aproape la maxim. Și, da, toate experiențele au fost diferite, pentru că e diferit să mergi ca și student, e diferit să mergi într-o companie și să faci practică, și apoi e foarte diferit să mergi să predai într-o limbă străină studenților de la o altă facultate și să, probabil, să-i atragi să vină și ei la, la studii în la universitatea noastră. Deci asta a fost probabil obiectivul meu, să aduc cât mai mulți studenți și cadre didactice la noi în universitate. Și apropo de cele două universități în care ați fost recent, cum, cum a fost și despre ce universități e vorba? Am fost anul acesta în Bari, la, în zona Bari, în Lece, se numește Universitatea de, din Salento. Am predat acolo timp de o săptămână materii legate de turism, calitatea aerului. Am încercat să să duc cumva din seminarele mele acolo. Studenții m-au primit foarte bine, am fost foarte bine primit de cadrele didactice de, de acolo. O experiență, cum spuneam, minedită, și am un feedback foarte, foarte bun de la, atât de la profesori, cât și de la cadrul auxiliar care m-au primit, biroul internațional. Și le și mulțumesc pentru, pentru asta. Eu cred că am început o colaborare cu ei, pentru că din, 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 ce, am, din ce am povestit cu colegii profesori de acolo, își doresc să vină în România să predea și ei prin mobilități Erasmus, și din studenți care mi-au scris pe urmă să-mi ceară detalii legate de universitatea noastră și dacă putem primi studenți în practică în, în, mobilitate. în mobilitate. Deci, cred că mi-am atins obiectivul și a fost. A fost o experiență frumoasă. Cealaltă universitate este cea din Austria, în care am fost recent, atât ca și student, cât și ca și cadru didactic, și mă bucur că am revenit acolo și mi e o mare plăcere să, să, să am încă în contact profesorii de, de la facultate, unde am învățat în 2016. Universitatea are și în acest an cel mai mare buget alocat pentru programul Erasmus, ceea ce înseamnă mai multe oportunități pentru studenți, pentru cadre didactice, pentru personal administrativ. Ce le spuneți studenților atunci când vine vorba despre o mobilitate Erasmus? Cât sunt ei de deschiși și de dornici de a efectua astfel de mobilitate? Îmi amintesc că eu eram în anul 2 când am primit primele informații despre Erasmus de la un profesor care ne spunea anul viitor este ultima voastră șansă să mergeți în mobilitate la nivel de licență. Până atunci nu auzisem de Erasmus trebuie să recunosc. Nici nu era atât de bine promovat nu aveam aveam un alt buget mult mai mic și am zis oare ce e Erasmus și am încercat cu colegii să-mi convin colegii hai să vedem unde sunt locuri hai să mergem în Erasmus. N-am reușit să conving pe nimeni. Am plecat singur în Austria pe trei locuri, deci eram chiar singurul de la mine. Uh, am lăsat toate barierele deoparte pe care le văd că le au încă studenții astăzi, după șapte, opt ani de atunci. Uh, prima fiind bariera de limbă. Uh, le e frică, le e frică de, de a pleca uh, pentru că nu știu să vorbească limba. Uh, le spun tot timpul din experiența mea, exact, eram exact în aceeași situație uh, și. Mi-am dat seama, eu cel puțin mi-am dat seama, și asta a fost probabil primul impas pe care eu l-am făcut: că nu voi reuși niciodată să mă pun într-o situație de a învăța, probabil, limba engleză bine dacă nu mă, voi, nu mă voi afla undeva singur. Și faptul că am plecat singur acolo și m-am trezit într-o comunitate de 200 de studenți Erasmus, pe care trebuie, trebuie să recunosc că în experiența respectivă, primele două luni au fost nu neapărat grele, dar provocatoare, în care eu chiar nu știam, probabil, nivelul, nu aveam nivelul de engleză pe care trebuia să-l am. Dar în șase luni de zile cred că m-am întors probabil și cu o engleză mult mai bine pusă la punct. Și asta a fost în anul întâi? Asta a fost în anul trei, trei de studii la mine. Trei. Ei au oportunitatea, mai ales la anumite programe de licență în cadrul universității, să meargă din anul doi de studiu. Uh, și am, sunt studenți care deja au plecat și mă bucur și îmi scriu foarte mulți, îmi scriu că, Bogdan, îți mulțumim că din anul întâi ne-ai bătut la cap să, meargă, să mergem în Erasmus. Deci prima barieră e clar bariera de limbă pe care o au, o au toți. A doua barieră e sunt foarte în confortul lor de acasă, le cumva să, să plece. Exact la fel eram și eu. Nu, nu voiam să plec pentru că mi era foarte bine aici. Părinții mă susțineau, aveam mâncare, nu trebuia să mă gândesc de nimic. Dar mă gândeam, măi, oare eu așa vreau să fiu toată viața? Adică vreau să rămân la același nivel de a sta în confortul casei mele și să știu că totul e ok. Nu, hai să vedem ce pot face. Și, practic, Cred că aici m-am dezvoltat foarte mult. Am ajuns acolo și a trebuit să mă gândesc de toate. Uh, unde stau, ce mănânc, uh, ce fac zilnic, în fiecare zi trebuia să-mi planific eu ceea ce nu făceam acasă lucrul ăsta. Eram acasă, eram în facultate, aceleași același ore, program. același program, aceleași profesori pe care deja îi știam, uh, aceleași tipare pe care deja le cunoșteam și asta, e, asta e a fost a doua cumva barieră, de a ieși din zona asta de confort să faci ceva diferit. Uh, a treia barieră a fost să-ți creezi conexiuni. Deci pe mine, după prima experiență Erasmus, mi-am creat conexiuni aproape în toată lumea pentru că erau studenți de prin toate zonele. Conexiuni care încă astăzi sunt viabile și pe care mă pot baza oricând. Fapt pentru care am început să călătoresc, am început să vizitez acei oameni pe care eu i-am cunoscut în Erasmus și le spun studenților, nici nu aveți idee ce înseamnă să cunoști o persoană străină, să ai dintr-o altă țară, dintr-o altă cultură, să ai o conexiune cu acea persoană și să poți să vizitezi acea persoană în mediul ei natural și ei la rândul lor să vină în România să vadă, să vadă unde, unde ești tu și mai ales universitatea unde studiezi sau să vadă campusul, să vadă orașul, să vadă familia. Cred că astea trei puncte ar trebui și le, le spun studenților că sunt, pentru asta trebuie să lupte. Deci, în primul rând, să depășească bariera de limbă. E singurul mod, Erasmus e singurul mod prin care chiar poți să-și depășească asta. Și să se gândească mereu că ei vor ajunge într-o destinație unde nu vor fi singuri, vor fi alți studenți Erasmus, exact în aceeași situație ca ei, exact cu aceleași bariere pe care ei le aveau înainte să plece și cu aceleași obiective de a, de a se dezvolta, de a își întrece măsura proprie, de a ieși din zona asta de confort pe care o aveau acasă. Și trebuie să precizez că oriunde, ca student, ca mobilitate de practică, unde m-am interesat de eu să merg. Nu eram singur pentru că sunt în majoritatea orașelor, cum este și în Târgu Mureș, sunt niște voluntari care, voluntar, se ocupă de, de acești studenți, de oamenii care pleacă în Erasmus, inclusiv de oamenii care pleacă în mobilitate de teaching, cum a fost eu în Salento. M-am întâlnit acolo cu voluntari care au grijă, am povestit cu ei, pe unii știam, pentru că există o asociație de studenți numită Erasmus Student Network. Eu am avut și ocazia să fiu președinte Acolo două am vrut mandate. să ajung cu următoarea întrebare despre activitatea de da. acolo din Erasmus, de Network și este chiar foarte bine ceea ce fac voluntarii, dar să da. ne spuneți mai pe larg Din anul întâi le spun studenților dacă totuși încă nu sunt sigur și nu vor să meargă în Erasmus, măcar să se înscrie să facă voluntariat pentru studenți Erasmus care vin în Târgu Mureș. Pentru că deja de acolo încep să, încep să trăiești experiența Erasmus. Adică eu am trăit experiența Erasmus aici, în Târgu Mureș, acasă, prin asociația asta de studenți Erasmus Student Network, care m-a dezvoltat pe alte planuri, de exemplu, ca și președinte, am fost și contabil în asociație, am început să am legături la nivel național, să văd cum se desfășoară o asociație de studenți, ce trebuie să faci, ce documente sunt necesare, pe urmă, cum promovezi asociația asta de studenți, cum faci evenimentele pentru toți studenții ăștia de Erasmus. Deci, voluntariatul ăsta într-o asociație de studenți, fie ea Erasmus Student Network, pe care avem și în Târgu Mureș și iese în Târgu Mureș, dezvoltă foarte, foarte mult omul sau studentul și în alte arii de, de domeniu. De exemplu, și aici am un exemplu foarte bun. Când am recrutat pentru prima dată studenți de la medicină și veneau studenții de la medicină și le spuneam uh, studenți de-ai noștri, colegi de-ai mei de la medicină și le spuneam uh, ați făcut vreodată vreun bilanț contabil și erau nu unde să facem bilanț. Nu avem nicio treabă. Zic bun haideți să vedeți că o să trebuiască să facem și o să trebuiască să l facem bine pentru că noi pe urmă trebuie să dăm la organizația mamă care iese e în România și să fim în, cu actele tot în regulă pe urmă să reprezentăm iese în România sau iese Mureș, la nivel internațional în anumite conferințe și evenimente și era wow, ce tare. Și mă bucur că încă din 2015, cred când a fost, sau 2016 a fost înființat iese în Târgu Mureș, funcționează și astăzi. Am văzut că seara au avut o un karaoke party și a fost multă lume, mulți studenți, pentru că ne mândrim și ca universitate că primim mulți studenți Erasmus, ceea ce e un avantaj din nou. Deci și asta e un sfat să se înscrie, în, să facă voluntariat pentru în acest domeniu de Erasmus. Cum, ce impresie au studenții care vin la noi, la UMFST? Așa cum vă întreb și pentru că sunteți cadru didactic, interacționați cu ei, ce spun, ce impresii pleacă, cum vin și cum pleacă? Cei mai mulți sunt uimiți de cultura noastră. Noi, eu peste tot pe unde a fost plecat în 29 de țări, majoritatea prin, prin legături cu, cu programul Erasmus, am promovat cultura noastră pe care noi o avem și cu care trebuie să ne mândrim și oamenii care vin în România practic ei văd exact același lucru, văd cultura noastră, văd cât de buni suntem noi oamenii, chiar dacă noi ne vedem răi. Asta am tot spun studenții Erasmus, că oamenii, românii sunt oameni buni, sunt oameni care merită mult mai mult apreciază că avem tradiții, apreciază că ne unim foarte, foarte mult în extrem de multe evenimente și suntem destul de uniți, mai ales când vine vorba de oameni internaționali. mi amintesc când am dus pentru prima dată studenți Erasmus în locul unde trăiesc părinții mei, destul la țară, în munte, și ai mei nu știu limba engleză și din anumite circunstanțe trebuie să-i las singuri acolo un weekend cu ai mei, cu părinții mei și îmi spuneau că atât de bine s-au înțeles, s-au descurcat. Da, descurcat, deși nu știau limba și că au venit oameni din prin sat și s-au uitat și povesteau cu ei și bunicii. Și, uh, au apreciat extrem de mult asta, cultura noastră și faptul că vrem să-i ajutăm, vrem să-i integrăm, vrem să uh, fim alături de ei. Deci asta apreciază foarte mult studenții care vin uh, din străinătate și, uh, și cadrele pe care le-am uh, le întâlnit prin universitate venite din, uh, prin programul Erasmus. Aș vrea să ne întoarcem puțin la activitatea didactică și să ne spuneți cum vă împărțiți timpul între UMFST, Hamburg, pentru că și acolo aveți activitate și toate celelalte lucruri pe care le mai faceți pe lângă. Ce a fost provocator cu Hamburg a fost. Eu, repet, mi-am depășit prima barieră de a vorbi în limba engleză în Erasmus și în experiențele pe care le-am avut în Erasmus. Când am primit primul telefon și prima mă rog, cerință de a merge în Hamburg și a preda studenților de la filiala din Hamburg a fost cumva al doilea pas pentru că da e ok să știi să vorbești să comunici într-o limbă dar să ajungi în fața studenților și să predai într-o limbă internațională deja e un probabil pentru mine cel puțin a fost o treaptă mult mai mult mai sus și greu de urcat. Dar am zis da fără să ezit. Pentru că deja aveam experiența în care am spus da, merg în Erasmus fără să știu limba și o voi cunoaște acolo. Și am zis da și m-am regăsit în primul an în care am fost, am fost în trei ani consecutiv, am fost, sper și anul, în anul acesta să merg. E frumos, îmi place, îmi place multiculturalitatea asta de a, de a vedea oameni din diferite zone de a fi în fața lor, de a aduce în fața lor ceva ce avem noi în România. Asta mi-a plăcut cel mai mult. Eu tot timpul asta le spun studenților din Hamburg, că îmi țin seminarele în Hamburg exact cum mi le țin în Târgu Mureș, adică nu fac diferențe între, între studenți. Uh, și am un feedback destul de bun de la ei. am, am un, îmi place să cer feedback aproape după fiecare oră pe care o am cu ei, în care uh, le cer atât părțile pozitive cât și părțile negative. Uh, Trebuie să spun și că timpul mereu ți-l face după cum, cum, cum vrei tu. Adică, într-adevăr, sunt implicat în multe activități, dar uh, niciodată n-am simțit că n-am timp să mă implic în ceva. Niciodată n-am simțit, uh, făcând ceva, că nu, mai, nu mă mai pot, mai pot implica, că trebuie să fac altceva. Deci eu mereu mi-am spus că vreau să fiu cea mai bună versiune a mea în orice fac. Dacă sunt în fața studenților din Hamburg, Vreau să dau totul, vreau să mă simt eu bine, uh, și rezultatele le-am le -am văzut deja, și trebuie să fiu mândru de, re de aceste rezultate pe care le am. Uh, trebuie să spun că poate cea mai mare realizare pe care o am în fața studenților, atât din România, cât și din Hamburg, e că tuturor le place să asculte muzică în fundal când predau orele mele. Uh, asta a fost uh, ceva ce am, cu ce am venit nou în învățământ și mă bucur că ei preferă un mediu plăcut în clasă și atunci am simțit și un respect din partea lor. Auzeam multe cutume cum că dacă cobori stafeta și ești vulnerabil în fața studenților, nu obții respect. Eu n-am simțit deloc asta. Chiar m-am simțit respectat de studenți și mă bucur. Atât de cei din Hamburg, cât și cei din Facultatea de Medicină de la Limba Engleză, cât și cei de la Economie și Drept. Asta este foarte bine. Cum ați început anul universitar? Am văzut că recent v-ați înscris la al doilea doctorat, ați fost admis. Ce vă propuneți în acest an universitar? Aștept că vorbim despre Erasmus, aștept cu nerăbdare rezultatele pentru mobilitățile de predare în țările partenere. M-am înscris și, și la asta dacă, nu, dacă mi amintesc bine că a fost în anul trecut universitar, prima opțiune e Canada, a fost Canada. Mi-ar, mi face mare plăcere să merg să, să, predau și să văd o altă cultură. Deci asta îmi propun, vreau să merg în prima, în prima, fază, îmi doresc o mobilitate de, de teaching, dar în primul an de doctorat îmi doresc să îmi găsesc probabil un profesor coordonator în Cotutelă mi-ar mi face plăcere să-mi să să urmez al doilea doctorat în Cotutelă într -o, cu o altă universitate parteneră dintr-o altă țară. Deci, în anul ăsta universitar, pentru partea de teaching, asta asta este. Vreau să aplic și pentru o bursă de plasament în domeniul de doctorat, dacă toți sunt student din nou. <laughs> din nou vreau da. să profit din nou și de, de această oportunitate și să merg, să merg o lună la o companie parteneră sau ceva ce m-ar putea ajuta în domeniul ăsta al cercetării. În fața studenților vreau să fiu tot eu, vreau să îmbin din nou multă interdisciplinaritate, multe materii pe care să le aduc și să se țin captiv, să vin cu ceva nou de fiecare dată. Înainte de fiecare seminar, cu o seară înainte, stau și mă gândesc oare ce aș putea să fac mai diferit, ce să le mai spun mâine, cu ce să-i mai atrag. Cam atât, cred. În rest, vreau să fiu sănătos să le pot face pe toate și să vedem rezultatele la final de an academic. Și tot cu un mesaj pentru studenți aș vrea să încheiem. Poate chiar un mesaj tot în zona aceasta de oportunități pentru studenți. Le spun mereu că trebuie să fie curioși. Și pe mine, din experiența mea, curiozitate m-a adus peste tot și unde am vrut eu să fiu sau unde sunt eu acum, e totul datorat curiozității spunea cineva că atâta timp cât nu mai suntem curioși deja creierul nostru intră într-o fază de degradare așa că cred că să fie curioși dacă sunt curioși cu siguranță vor fi curioși despre Erasmus, vor fi curioși să vadă cum e într-o altă țară, cum e la o altă facultate colegilor profesorilor iarăși le transmit același lucru că și ei pot să fie curioși să vadă cum e să fie în fața altor studenți la o altă universitate curiozitatea și poate ultimul, ultimul gând E să-și clădească acum, cu fiecare moment, cu fiecare acțiune pe care o au, momentele și persoana pe care vor ei să o regăsească în viitor. Adică, noi suntem responsabili astăzi cu ce, ce vrem să devenim peste 10-15 ani. Frumos! Mulțumim tare mult pentru prezență, pentru întreaga discuție. Sperăm Mulțumim. că le-au fost și le sunt de folos studenților și celor care ne urmăresc toate aceste uh, informații, această discuție și să ne revedem, desigur, și cu altă ocazie. Mulțumesc mult pentru invitație! Cu drag și noi mulțumim! Le mulțumim și celor care ne-au urmărit și până la următoarea ediție vă dorim toate cele bune! La revedere!